Făcând un bilanț, am adus 5 medalii de aur, deci avem 5 campioni, 7 medalii de argint și 3 medalii de bronz. Cei mai buni radioorientariști din țară s-au întâlnit la Craiova pentru a disputa mult răvnitele titluri din cadrul campionatului național individual. Vânătorii de vulpi au străbătut pădurile din Dolj timp de 4 zile, în perioada 29 august-1 septembrie, bifând probele de 144 MHz, 3,5 MHz, Foxoring și Sprint. Printre cei 86 de sportivi care au prins bilet în cursa finală s-au numărat și Pavel Babeu, alături de 4 dintre elevii săi. Echipa CSM Târgoviște a reușit să mențină ștacheta ridicată. În prima probă, cea de 144 MHz, s-au obținut 2 titluri de campioni, prin Andrei Gherghescu la categoria M19 și Alexandru Babeu la categoria M21, iar la categoria M40, Pavel Babeu a obținut argintul. În proba a doua, dâmbovițenii au dominat podiumul la categoria M19, câștigând aurul și argintul prin Andrei și Alexandru Gherghescu, iar la categoriile M21 și M40 au obținut 2 medalii de argint prin Alexandru Babeu și Pavel Babeu. În proba de 3,5 MHz, la categoria M40, cei doi sportivi târgovișteni, Pavel Babeu și Ionel Vișan, s-au clasat pe locurile 2 și 3 ale podiumului, iar la categoriile M21 și M40, Municipal Târgoviște și-a mai trecut în cont 2 medalii de bronz prin Alexandru Babeu, respectiv Alexandru Gherghescu. În ultima probă, 2 titluri au fost câștigate de Alexandru Babeu și Pavel Babeu la categoriile M21 și M40, iar Ionel Vișan și Alexandru Gherghescu la categoriile M19 și M40 au adjudecat 2 medalii de argint. Mă așteptam la aceste rezultate, să putea întotdeauna, ca așa zicem, să putea și mai bine, dar să putea și mai rău. Eu zic că rezultatele sunt mulțumitoare. Pe lista celor mai puternici adversari, antrenorul Pavel Babeu a trecut. Echipa de la Satul Mare e o echipă bine închegată, bine legată, au investit foarte mult. Echipa de la Suceava, care au niște, s-au dotat cu aparatură de cam ce avem și noi, au și ei, echipa de la Târgu Jiu, deci sunt concurenții puternici probele noastre de radioorientare. În urma acestor campionate naționale individuale, CS Municipal Târgoviște a mai adăugat în cont 5 titluri de campion naționali, 7 medalii de argint și 3 de bronz, dar și bilet de participare la campionatul mondial pe care îl vor omite din cauza problemelor financiare. Ar fi trebuit să ne ducem la campionatul mondial în Kazahstan, dar din cauza problemelor financiare ale Federației Române de Radioamatorism, România nu va participa anul ăsta la aceste campionate mondiale.